Continuam-se proiectul meu în binare. Pentru un binar e nevoie să activăm o funcționalitate de binări. Deci mergem la proiect, activare module. Și acum putem bifa moderator în binări, dar dacă vrem să-și proiectăm în binare, trebuie să o debifăm pe urmă. Adică, de fapt, trebuie să bifăm orice în afară de moderatorul de binări. Pentru că dacă îi punem moderator de binări, el înțelege că vrem doar să desenăm în binările. Poate nu e foarte clar modelator, dar la asta se referă. Dar l-am bifat, fiindcă când îl bifez pe acestea, le pune automat pe acestea, dar trebuie să mă asigur pentru calcul că nu e bifat, altfel nu le calculează tot de desenez. Și vreau acum calculul. Ok, mergem în modulul oțel. Și pentru că am activat modulul, avem disponibil în binări. Avem și o configurare globală pentru un binar. Dacă nu suntem de acord cu prevederile din Eurocode pentru distanțe minime, maxime, pe direcție 1, deci față de margine, pe direcție longitudinală sau pe direcția solicitării și perpendicular, deci dacă vrem să le mai mărim puțin, le putem mări de aici, astfel încât propunerea lui să nu fie după minimul de Eurocode, care, în opinia multor, este foarte mică, distanță de un diametru 20. Eu să le las cum sunt ele implicite. Sunt câteva setări pentru binările structurale, unde să-și reducă eforturile, deci se poate opri în ax sau la nivelul binării. Poate neglija verificarea pe axa slabă, sau o verificare pe care pot să o verific de mână, sau să simplific. La fel, pentru placa de bază se utilizează reacțiuni de Raziment sau valoarea de pe stâlp. O să las implicit, nu fac setări speciale acum. Și o să vedem în binări structurale. Avem un binar cu șuruburi și cu sudură pentru cadre pe axa tare, direcția în care lucrează la moment. Pentru axa slabă, în binări articulate, cum am putea face în cazul acesta. Diagonale cu șuruburi, practic face o verificare de gluseu, nu o să o fac, reprezintă grafic, cum face și la celelalte, iar acestea sunt ceva mai noi pentru secțiuni tubulare. Sincer, n-am apucat să le testez. Ei ziceau pentru ferme, care face practic verificările acestea. Ca să fac combinare, aleg tipologia, cadru pe axa tare, selectez un nod și, foarte important, trebuie să țin pe control să deselectez barele ce nu intră în această îmbinare. Îmbinarea în sine va fi pe baza unui, voi conecta un element cu un alt element, adică grinda cu stâlp sau cu nevora în situația asta. Cred că tot mi-a convenit ceva. Testul, da. Începem o dată. Deci axă tare, selectez nodul și dezactivăm barele nedorite. Adică inclusiv contravânturile astea cred că mi-a scăpat. Asta e un alt nod mai liber aici, pe acesta de exemplu, și să las în el doar grinda și stâlpul. Am prins nodul acesta și o să zic că fac combinare prin șuruburi. Aplic o placă de capăt, bine, practic îmbin momentan grinda aceasta de cadru, stâlpul. A, da, conta și orientarea stâlpului, stâlpul era pe axa slabă, de aia nu o făceam. Deci cumva ne concentrăm pe îmbinarea aceasta. Deci o îmbinare stâlp-grindă. Am definit nodul de conexiune eliminând barele care nu intră în această îmbinare. Am activat o placă de capăt și în continuare pot să dispun și o vută la partea inferioară.
Și aici am parametrii geometrici prin care pot să controlez înălțimea avute, să spunem 25 de centimetri, și o lungime a avutei de jumătate de metru. În continuare o să punem rigidizări la partea superioară, la partea inferioară, unde apar niște concentratori din tălpi. Și vom alege șuruburi. Și după ce am bifat și șuruburi, intru în setările de șuruburi. Și aici o să alegem clasă 8-8 sau zicem M20. În momentul în care selectez un diametru, programul o să refacă potențialele rânduri. Deci el o să analizeze placa de capăt, o să-și dea seama de zone de intersecții unde am contactul cu vuta sau cu tălpile profilului și o să-și dea seama câte rânduri am dacă le-aș pune la minimul acceptat de Eurocode ca distanță. Și practic el aici îmi stabilește locația față de partea de jos a grinzii sau partea de jos a plăcii de capăt. Și am aici practic brațele de pârghie sau poziționarea față de partea inferioară a plăcii a șuruburilor. Deci s-au definit 10 rânduri și apoi încep să dispun șuruburile. În general, pe capete sunt mai mari forțele, distribuția de forțe. Și am să pun câteva șuruburi. Deci să spun am pus 3 sus, 2 jos și intermediar de una. Și putem vizualiza rezultatul. Tipul de calcul a îmbinării poate fi pe bază de forțuri interne sau pe bază de capacitate elementului. Deci putem să spunem doar capacitatea la întindere, partea superioară sau partea inferioară, o să-l las momentan la eforturi și pot să spun note de calcul, pot să las un rezumat în prima fază și dau actualizare și previzualizare. Și aici vedem pe scurt ce se întâmplă, forțele, bine, cred că e din greutate proprie, dar să alegem aici la combinații, sau clasă, da, clasă. Aici, de asemenea, vă puteți face o clasă în care să luați o mică supra-rezistență, să vă asigurați cumva că îmbinarea ține mai mult decât elementul. Deci, din clasa aceasta de stâlpi, am zis să fac dimensionarea, am forțele ce intră în îmbinare, calcul pe axa tare, calcul pe axa slabă, deci forțe și capacități am și la sfârșit rapid rezultatele. Deci îmi face verificări la moment, pe axa tare, axa slabă, la forță axială, la forțe tăietoare, pe cele două direcții, interacțiune de forțe tăietoare, interacțiune de momente încovoietoare cu forțe axiale și interacțiune de momente, adică moment optic cu forță axială, îmi dă un 65%. Dacă vreau să văd mai detaliat, trec pe raport detaliat și atunci o să facă și o descriere mai rigoroasă a îmbinării, ce elemente intră în alcătuirea îmbinării, ce șuruburi au fost folosite, ce plăcuțe, ce rigidizări, coeficienții ce intră în calculul, sudurii și coeficienții parțiali de siguranță pentru îmbinare. Și apoi, proiectarea este pe baza metodei componentelor, adică modelează fiecare componentă ca pe un resort și o și verifică pe componente, adică verifică inima stâlpului la compresiune, talpă butată, inimă cu grindă comprimată, rezistență de calcul la întindere pe fiecare șurub și distribuția de forțe pe șuruburi, evaluarea zonei de forfecare și face și un calcul la rigiditate, deci poate să-mi determine în ce palier ne încadrăm cu rigiditatea, ca să ne asigurăm că am reușit să conferim acea încastrare pe care am presupus-o în calcul. Sau dacă nu este chiar încastrare, să vedem gradul acela de flexibilitate cât ar, zic, coborâ diagrama pe rează, dacă nu este perfect încastrată. Și se poate decide dacă se lucrează cu rigiditatea dată de îmbinare sau nu prin această opțiune actualizare rigiditate și se află în zona de proprietăți.
Rog cum faci o verificare de licitate și îmi dă o concluzie. Licitatea actuală este în conformitate cu cea din modelul de analiză, adică prin șuruburile dispuse am asigurat încastrarea și în continuare faci și un calcul pe axa slabă și avem o diagramă moment-curbură, deci la un nivel de moment am o anumită rotire, este o diagramă triliniară. Iar în partea aceasta avem o încadrare, adică dacă sunt sub palierul sau în dreptul palierului roșu, înseamnă că este articulată, deja cumva dacă puneam șuruburile foarte aproape de axa neutră, puneam pe mijloc, nu prea mi asiguram eu încastrare și transmiterea momentelor, și atunci linia asta albastră, care este o analiză a îmbinării noastre, ar fi fost sub palierul roșu. Dacă puneam ceva mai multe, era undeva între roșu și verde. Dacă sunt peste verde, înseamnă că îmbinarea este, mi asigură încastrarea. Și o să vă mai fac o îmbinare. Deci se mai pot face și la bază îmbinări. Este tot o îmbinare pe axă tare. Vreau să văd dacă nu am un portal pe acolo, dar nu cred. Deci, tot la acest cadru o să-i fac și o îmbinare la bază. Deci zic calcul axă tare, îmi aleg și șterg contravântuire. Să rămân numai cu stâlpul și cu nodul de la bază. Și atunci pot să pun, dispun o placă de bază pentru stâlp. Să-i dispun niște rigidizări, care nu se duc exact cum ne-ar trebui nouă, ne-ar trebui și o rigidizare în dreptul inimii. Pe talpă, dar paralelă cu inima. Și am parametri pentru placa de bază, pot să stabilesc o grosime, o să o las 25 și pot să lucrez și la dimensiunea plăcii de bază, să o mai măresc puțin, zic o, să aibă o înălțime de 800, o lățime de 800 și înălțimea totală e tot cu profil, să las 730 sau o mai putem manevra de aici să fie mai mare, să pun tot 800. Și voi trece la dispunerea ancorelor. Se numesc tot șuruburi aici, dar general sunt de diametru mai mare și nu au o clasă de rezistență foarte înaltă. Spun cu un 5-6, punem 27. Și avem aici rândurile, câte șuruburi dorim să dispunem pe rânduri, 2 sau 4, ca metodă de implementate, să punem 4 șuruburi, avem distanța între șuruburi pe care o putem controla pe o direcție și pe cealaltă. O să las în prima fază implicit. Mi-a dispus niște ancore și în continuare pentru a face și lungimea de ancorare să o calculeze programul, deși în general o facem și constructiv, să așeze pe fundație. Intru în date beton la dimensiuni fundații, pot să zic că sunt cunoscute sau necunoscute, cumva o parte de structură și de îmbinări se face înainte de a dimensiona și fundația. Avem câțiva coeficienți legate de grosimea stratului de mortar, factor concentrare, sunt relații ce intră în dimensionarea îmbinării. Date ancoraj, pot să spun cum doresc ancorajul, cu cârlig, curbat, o să zic un ancoraj cu cârlig. Și avem aici parametri ce alcătuiesc această îmbinare. Pot să impun o lungime a ancorei, zic că o pun la 500 sau depinde unde vreau să așez carcasa de buloane. Dau OK. Pus cu cârlig sau puteam să pun curbat și un cârlig mai puțin pronunțat. O să dau de asemenea o actualizare și previzualizăm raportul. Este 1,67, avem o depășire din moment, deci o să încercăm să punem niște șuruburi mai mari sau mai mărim brațul de pârghie. Ne-am 27 și am pun direct un M30 8,8. Am ajuns mai bine la 1,5. O să mai insist, ori măresc brațul de pârghie, ori mai măresc diametrele, ori clasa
grupa de rezistență a șuruburilor. O să fac un pic din toate, o să măresc înălțimea la 1 metru. Da, dacă vrem să schimbăm placa de bază, se mai vreo orice în binare, trebuie să-i scoatem mai întâi șurubul. Și poziționarea este excentrică din câte văd, nu vreau lucrul acesta, o să-i zic față de capete și atunci pot să o controlez din distanțele acestea să fie uniforme. Să mai scad, să zic că mai scad 45. Se iasă de 1 metru placa și dispusă uniform. Aruncăm și niște șuruburi. Punem 36 grupa 88 de 4 și vedem ce se întâmplă. Actualizare. Tot un 1.49. Să vedeți încă o dată calculul și mai verificăm această. Sistemul este rigid, deci mi asigur încastrarea necesară, dar trebuie să mai lucrez un pic la partea aceasta, ori mai dispun încă un rând de șuruburi, ori trebuie cumva să preiau, e o problemă de moment, deci trebuie cumva să măresc capacitatea acestei îmbinări. Și mai pot să mai fac o îmbinare acum, să fac o îmbinare pe axa slabă, să zic o îmbinare articulată. Pentru un exemplu va fi această grindă secundară îmbinată cu grinda principală. Și este cazul acesta de îmbinare articulată. Observați și din detaliu că pe avem un I, grinda principală marcată cu negru. Și practic sunt aliniate tălpile, talpa superioară a grinzii secundare este aliniată la talpa superioară a grinzii principale. În binare articulată, selectez nodul, dau Escape. Și acum pot să-mi aleg cum să se realizeze. Sudat, rigidizare cu șuruburi, avem și o poză aici, să înțelegem mai bine în binarea. Deci, ceva, poate fi o eclisă. Ea în continuare va fi considerată în binare articulată pentru că e prinsă doar inima profilului și momentul se consideră că se transmite prin tălp. Deci există acest detaliu, e o plăcuță sudată pe grinda secundară și plăcuța asta se sudează pe stâlp sau vine stâlpul cu plăcuța aceasta sudată și prindem cu buloane grinda secundară sau avem un cornier și atunci prindem și de stâlp și de grinda secundară totul cu șuruburi, să încercăm pe a treia, pare mai interesantă. Deci trebuie să-i aleg modelul 1, 2 sau 3 și o să zic că e cu eclisă. Bifez eclisa și trebuie să-i dau o secțiune transversală. Poate fi o trebuie să-i dau efectiv secțiunea ce intră în alcătuirea eclisei sau pot să aleg un profil, adică poate fi un cornier. Da, punem un cornier. Da, văd că chiar am un cornier aici selectat, bordajul meu. Da, o să lucrăm cu acest cornier, 120 cu 12 și îl las așa, îi dau OK. Se și vizualizează aici, se vede un pic cum ar veni cornierul și vom dispune niște șuruburi. Tip de la eforturi interne, dimensionarea și pentru șuruburi intru și mai detaliez. Deci pot să controlez distanțele față de margini, să punem ceva tot 8-8, cea cu 1,20 m sau 1,16 m, 8-8. Deci avem două componente, două aripi pentru cornier. Număr de coloane,
să vedem implicit cum arată, nu e bine, trebuie să-l aranjăm puțin. O să măresc un pic cornierul că și mai micșorez din diametru șuruburilor. Desigur, e aceeași observație, trebuie să scoți șuruburile ca să poți să umblu la placa de bază sau la profil. Și o să pun un alt cornier din bibliotecă, un cornier care are o altă secțiune, zic 150 cu 12. Ok. Un cornier mai exagerat acum și șuruburile trebuie să fie mai micuțe, că nu avem prea mult spațiu. Teoretic nici forțele nu sunt foarte mari. Trecăm cu metric 12 după 8-8. O să pun două coloane cu două rânduri, dar nu mă lasă că nu mai respect distanțele minime. Însă aș micșora un pic distanța, că mi se pare că nu se respectă distanțele față de margine sau nu am loc oricum să strâng cumva cheia de talpa asta. Și să vedem X1 și X2 sunt cam mici, un centimetru, cea cu 50. Celelalte s-au calculat. Să vedem cum stăm cu această îmbinare. E verifică fără probleme. Pot să-mi pun șuruburi și mai mici, să mai micșorez din acest profil. Și am văzut că avea și această bifă decupaj grindă. Deci după cum arăta detaliu și se poate intui aici. Vedem bucățica asta de grindă secundară intră în grinda principală. În general se taie talpa acolo. Și lucrul acesta se poate controla din setări, decupaj grindă, fără decupări, decupări, tăieri la tălpi, sau acceptăm aceste setări de 10 mm sau putem lucra pe partea aceasta. Actualizăm și această îmbinare și o putem previzualiza. Varianta simplificată, dar are și varianta mai detaliată și una intermediară, standard. Și verificăm o astfel de îmbinare, elementele ce intră, toți parametrii ca date de intrare, distanța la forfecare și vedem că preponderent fiind o binare articulată, sunt verificări la forță tăietoare. Inclusiv străpungeri locale, pe grupuri de șuruburi. Deci merge pe formule din Eurocode și o concluzie că îmbinarea e satisfăcătoare. Deci am vrut să punctez numai câteva tipuri dintre îmbinările pe care le face SCIA. Dacă doriți să vedeți lista completă, intrați pe ajutor, centru de resurse SCIA. Aici e bine scris în limba engleză Connections și vă dă și un model teoretic, un exemplu de mână, și vă descrie pe o hală ce tipuri de îmbinări puteți dimensiona cu SCIA. Nu puteți face orice tip de îmbinare. Merge pe metoda componentelor, în general de profile de tip I, din table sudate sau din profile laminate, dar mai nou am introdus și pentru secțiuni tubulare câteva îmbinări. Deci acestea le veți găsi pe centru de resurse, scrieți Connections și vă trimiteți pe un PDF, destul de riguros făcut, cu parte teoretică, corelarea pe Eurocode și, în primul rând, vedeți ce îmbinări sunt disponibile.